Potrivit reprezentanților Muzeului Municipal Câmpul Lung, decizia de prelungire a programului de vizitare a fost luată pentru a se putea oferi cât mai multor persoane o șansă de a vizita cel mai important monument comemorativ din această zonă a Carpaților. Începând cu data de 1 martie, programul de vizitare este următorul. Ora 9:17, Ansamblul Monumental Capelă, Osuar și Muzeul de Istorie Militară. Ora 17:30, ora 22, pentru Ansamblul Monumental Capelă și Osuarul Mausoleului. Toți cei care au un act de domiciliu în municipiul Câmpul Lung pot vizita gratuit Mausoleul Eroilor de la Mateiaș. Intrarea pentru cei care nu au mutația în Câmpul Lung este de doar 5 lei pentru persoanele adulte, 3 lei pentru copii și pensionari, gratuit pentru militari. Iar dacă se dorește ca turul să fie făcut cu un ghid din partea muzeului, taxa este de 15 lei de persoană. Ghidajul este gratuit în cazul grupurilor mai mari de 15 persoane. La 1 martie, 31 decembrie 2018, Mausoleul Eroilor de la Mateiaș își așteaptă vizitatorii începând cu ora 9 până la ora 17 în perioada de iarnă, în perioada de vară 9-19. Mausoleul, Capela și Osuarul se pot vizita în intervalul oral 17-22. Deci avem program prelungit. Cei care au domiciliul în Câmpul Lung pot vizita gratuit prezentând cartea de identitate la intrarea în muzeu. Anul acesta avem o paletă diversificată de activități în susținerea centenarului Marii Uniri din 1918, monumentul fiind dedicat eroilor români care s-au jertfit pe frontul Bran Câmpul Lung în toamna anului 1916, iar în memoria lor a fost și construit în această zonă. Mauzoleul de la Mateiaș este emblematic pentru zona Mușcelului. Complexul Memorial Mateiaș este dedicat eroilor căzuți în luptele de apărare din octombrie-noiembrie 1916. Construcția mausoleului a fost terminată în anul 1935, urmându-se planurile arhitecților Dumitru Ionescu Berechet și State Baloșin, în întrepriza fraților de Nicolo și Jean Mezaroba, constructori câmpulungeni. La subsolul construcției au fost așezate într-o criptă osemintele a peste 400 de soldați și ofițeri aduse din cimitirele localităților învecinate sau direct de pe câmpul de luptă. Pe pereții lateral sunt așezate 31 de plăci de marmură pe care au fost dăltuite numele tuturor celor aproximativ 2100 de eroi români. Cu prilejul lucrărilor de consolidare și restaurare între anii 1979-1984, parterul monumentului a fost decorat cu un amplu și original mozaic gen Murano, intitulat Glorie eternă eroilor neamului românesc. Tot în această perioadă, pe baza unui proiect conceput de un grup de arhitecți argeșeni, s-a trecut la terasarea și modelarea terenului, au fost amenajate spații pentru festivități, o scară monumentală, basoreliefuri și două săli de expoziție. În prima sală sunt consemnate principalele momente ale participării armatei române la Primul Război Mondial și, în mod deosebit, prezentarea luptelor desfășurate pe culoarul Rugăr Bran. În cea de-a doua sală a fost amenajată o sugestivă dioramă reprezentând luptele purtate de ostașii români pe înălțimile din apropiere, precum și un post de comandă. La baza monumentului s-a realizat un basorelief de mari dimensiuni, realizat de sculptorul câmpulungean Radu Adrian.